Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Credeți că se va ajunge până într-acolo încât să fim vaccinați dacă vrem să călătorim, nu știu, să mergem în vacanțe în alte țări, să ne ceară acest vaccin? Se va ajunge acolo? Eu cred că momentan există un dezacord între diferitele state care au reflectat asupra acestei idei. Dar da, cred că vor fi state care vor introduce obligativitatea vaccinului pentru a intra pe teritoriul lor. Și cred de asemenea că, evident, vaccinul va fi, cum să spun, o soluție alternativă la prezentarea unui rezultat dat de un test COVID. Adică, practic, în loc de testul respectiv, vii cu documentul care dovedește faptul că te-ai vaccinat. Eu cred în continuare că ar trebui să avem o corelare a acestui proces la nivel european cu o bază de date comună care e funcțională, în așa fel încât să ne asigurăm că inclusiv respectivele documente sunt adevărate, pentru că am văzut, inclusiv privind testele, că circulă tot felul de documente și sunt traficate în diferite sensuri, ori avem nevoie de claritate, este în primul rând pentru protejarea oamenilor, adică nu păcălim autoritățile, ne păcălim pe noi dacă noi nu ne facem testarea adecvată și nu vedem care e situația noastră medicală și călătorim în situația dată. Mai ales că noua tulpină din Marea Britanie este una extrem de periculoasă. Chiar dimineața mă uitam la știrile din Marea Britanie și spuneau că un număr semnificativ de britanici au avut COVID ca urmare a acestei noi tulpine. Au făcut o serie de teste văzând inclusiv la cei care nu au simptome și chiar cifrele sunt îngrijorătoare. E clar că respectiva tulpină riscă să ajungă rapid inclusiv în România și rata infectărilor să crească.